Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Moldova Live. În această seară discutăm cu domnul Alexei Ghirțescu, președintele Consiliului Concurenței. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Discutăm foarte multe subiecte, avem, dar haideți să începem cu cel care se discută în ultima perioadă cel mai mult și cumva în ultima perioadă se adresează vizorul și spre Consiliul Concurenței. Despre licitație pentru spațiile comerciale la aeroportul Chișinău. De trei ori deja a fost anulată, ultima dată ca urmare și o decizie Curții Constituționale. Din prima zi când s-a publicat caietul de sarcini s-a vorbit despre condițiile pentru participanți, că au fost foarte înalte cerințe și ca să se mergea spre un singur participant care poate să-și îndeplinească aceste condiții. Așa s-a vorbit la nivel de experți și cei care au criticat această licitație. Vreau să discut cu dumneavoastră despre aceste cerințe mai detaliate, despre experiența, de exemplu, de minim 7 ani în domeniul comerțului de tip travel retail și capacitatea financiară de cel puțin 30 de milioane. Adică cerințe foarte înalte care cam exclud într-adevăr participanții din interiorul țării. Ce opinie a avut Consiliul Concurenței? La ce etapă a fost solicitată opinia Consiliului Concurenței despre acest caiet de sarcini? Bun, aici noi nu putem să vorbim, cel puțin din perspectivă Consiliului Concurenței, că anumite condiții sunt corecte sau incorrecte. Noi nu suntem instituția care să indice aeroportul, cum el trebuie să se dezvolte și ce condiții trebuie să pună. Într-adevăr, când au apărut aceste licitații și au fost publicat și caietul de sarcini, noi ne-am uitat, am fost și chiar și sesizați cu privire la această problemă și ne-am uitat la aceste condiții de licitație. La prima vedere, noi ne uitam și vedeam că ar putea fi unele din aceste condiții mai restrictive, dar iarăși noi n-am făcut nicio concluzie dacă ele sunt chiar restrictive sau nu, dacă restrâng concurența sau nu. Noi doar am dat câteva întrebări cam de ce s-a ghidat aeroportul stabilind aceste condiții. Dar după aceasta, aceste proceduri au fost încheiate sau anulate, respectiv problema în sine a dispărut cel puțin la acea etapă. Pentru că având și resurse limitate și uitându-ne la chiar la anumite condiții de piață sau procesele care sunt în desfășurare, noi n-am continuat investigarea sau n-am inițiat nicio investigație, anume din simplu motiv că procedura în sine a fost anulată, respectiv în cadrul acelei proceduri nu mai era sens să mai continuăm aceste solicitări de informații și eventual să inițiem investigații. Deja urmează să vedem în viitor, deci din cât eu am înțeles acum recent, încă o procedură iar a fost anulată. Respectiv, o să vedem care o să fie condițiile pe viitor. Încă o dată, ceea ce eu vreau să precizez. Nu suntem noi autoritatea care să indice aeroportului sau oricăror alte instituții care trebuie să fie condițiile de licitație. Noi doar putem să ne uităm din perspectivă dacă aceste condiții, într-adevăr, restricționează concurența și chiar și dacă există o constatare de anumite restricționare, iar putea fi justificată din diferite motive. Trebuie să ne uităm la chestia aceasta. Și o să vedem. O să vedem pe... Da, vreau să vă întreb, cine a sesizat Consiliul Concurenței? Unul dintre cei care potențial au vrut să participe? Bun, inițial, prima analiză pe care am făcut așa foarte preliminar, am făcut-o după apariția în general acestor informații în presă, pentru că noi nu puteam să, pur și simplu, să evităm analiza unui obiect atât de important, de importanță națională pentru Republica Moldova. Dar după asta am primit și plângeri nemijlocite de la una din întreprinderi care a vrut să participe și nu s-a încadrat în aceste, de la noi din Moldova. Da, exact. Dar dacă puteți să ne explicați, pentru că mai vrem să vorbim și despre, în general, procedurile care sunt pe interiorul Consiliului Concurenței, în cazul acesta, de exemplu, Consiliul Concurenței ar trebui să fie, sau poate propuneți la nivel de legislativ, să fie aviz necesar a Consiliului Concurenței în cazul unor caiete de sarcini care vizează obiecte strategice, pentru că aici, cumva, dacă nu ați fi fost sesizat, puteți să vă autosesizați, de exemplu? Noi putem să ne autosesizăm. Chestia care nu există o obligație legală ca toate
caietele de sarcini, chiar și de așa importanță, să treacă avizarea sau, nu știu, verificare la Consiliul Concurenței. Deci, în situațiile în care noi vedem că ar putea fi semne de încălcare legislației concurențiale, legii concurenței, atunci noi putem iniția investigația chiar și din oficiu, fără ca să așteptăm vreo sesizare sau plângere. În cazul dat, noi am făcut această examinare preliminară, dar după ce a fost anulată procedura, noi am încheiat și procedura noastră, pentru că pur și simplu nu era sens să mai examinăm, să analizăm aceste condiții în situația când ele deja nu au fost relevante. Dar, în general, dacă ar fi mers, ați fi mers mai departe, administrația aeroportului ar urma să fie amendată. Dacă se va constata, s-ar fi constatat, așa înțelegem. Aici ar putea fi două variante posibile. Deci, în primul rând, aeroportul, care este întreprinderea care gestionează toată infrastructura aeroportuară și respectiv pe această piață de acces la această infrastructură, într-adevăr, aeroportul deține poziția dominantă, așa cum o deținea compania care gestiona până nu demult aeroportul. Și atunci, dacă noi am fi constatat că există vreun abuz sau vreo încălcare a legii concurenței din partea anume întreprinderii de stat care gestionează aeroportul, într-adevăr, această întreprindere putea fi sancționată. Dacă am fi constatat vreo încălcare, pentru că eu nu vreau să spun că ar fi fost vreo încălcare, pentru că noi n-am ajuns la etapa de inițiere investigației. Dacă noi vedeam că aceste condiții stabilite și dacă era constatat că ele erau chiar restrictive și distorsionau mediul concurențial și aceste condiții au fost stabilite de către vreo instituție de stat, atunci noi puteam iniția investigații împotriva acestei instituții de stat ca să constatăm că prin acțiunile ei au fost distorsionat mediul concurențial. Dar pentru aceasta era necesar mijlocit investigația, analiză, ca să ajungem la concluzia că într-adevăr au fost condiții restrictive, că ele nu au fost justificate. Acum această întrebare pur și simplu nu este relevantă. Dacă se va merge mai departe, evident că ar trebui să fie anunțată o altă licitație, poate cu alte condiții. Aici, în opinia dumneavoastră, ar trebui, dacă puteți să ne răspundeți, ar trebui să fie scăzut cumva nivelul de cerințe față de... Eu nu pot să mă pronunț la aceste cerințe sau, în general, caietul de sarcini, pentru că pentru orice condiții ar putea exista anumită justificare. Noi am început, într-adevăr, să dăm aceste întrebări cu privire la condițiile stabilite în caietul de sarcini, de unde au fost, nu știu, de unde s-au luat aceste condiții. Dar asta nu înseamnă că aceste condiții nu au fost justificate și, de fapt, asta a fost și una din întrebări. În bază la ce criterii a fost elaborat acest caiet de sarcini și ar putea exista, nu știu, un studiu de fizibilitate, ar putea fi făcută o analiză care ar... în bază la care aeroportul putea spune că nouă ne trebuie anume astfel de condiții. Și dacă există această justificare, noi nu cred că am avea întrebări din partea noastră. Am înțeles. Să zicem, în general, astăzi ați prezentat la Comisia Economie un raport de activitate și o să vă pun câteva întrebări de precizare despre aceste subiecte, dar în general, eu ți-am minte că în 2022, când dumneavoastră ați venit în funcție, a fost foarte multe speranțe în legătură cu noua instituție care va fi mai funcțională decât cea precedentă și așa mai departe. O să mai discutăm și despre statistica care am găsit pentru 2023 pe site-ul dumneavoastră, dar vreau să vă întreb despre, în general, cât de mult, cât de ușor este de găsit acum angajații, cât de completat este acum staff-ul în cadrul agenției, ca să înțelegem cu cine colaborați, cu cine lucrați, ca să aduceți concurență loială. În 2022, când eu am venit la Consiliul Concurenței, Consiliul, în general, eu pot spune că era într-o criză foarte serioasă de lipsă de personal. Consiliul atunci s-a mutat în alt sediu, care deloc nu era pregătit pentru orice instituție, pentru orice lucru. Acolo au fost niște condiții absolut mizerabile. Acum am reușit să îmbunătățim aceste condiții de lucru pentru oameni și să le creăm o ambianță cât de cât decentă de lucru. Dar criza cu resurse umane, ea persistă. Într-adevăr, noi suntem... Deci,
La moment, cred că deci, din numărul total de funcții care sunt la noi după listă, noi avem mai puțin de 50% care sunt ocupate. Asta e chiar foarte indicator, foarte mic, de exact. Exemplu, comparație cu alte. Eu nu știu dacă se vor găsi multe instituții la care iată, această rată ar fi chiar sub 50%. Care este salariul per angajat, așa, aproximativ? Poate? E greu de spus, pentru că, mă rog, depinde și de funcție, dacă omul devine în muncă, de mai mulți factori. Dar problema nu este în suma sau în cifra absolută, deci în nimijlocit în mărimea salariului. Problema principală constă în aceea că există discrepanță între salarii la Consiliul Concurenței și salarii. Eu nici nu vorbesc despre domeniul privat, eu vorbesc despre salarii la alte instituții publice, chiar și la ministerii. Deci acolo salariile sunt mai mari și respectiv motivația de a veni la Consiliul Concurenței pentru specialiști, mai ales pentru specialiști calificați, este cam mică. Dar de ce se întâmplă așa când s-a pornit foarte mult, adică această instituție pe care o conduceți a fost printre prioritare pentru a reforma tot ce înseamnă domeniul public și instituția a fost foarte importantă pentru că anterior a fost anumite suspiciuni, nu acuzăm pe nimeni, dar a fost anumite suspiciuni că nu a fost foarte eficientă, cel puțin așa. Eu știu că și la comisia astăzi s-a discutat despre salarii, că nu puteți să atrageți. A fost anumite solicitări către deputați. Ce salariu solicitați, că cel puțin să fie pentru angajați? La ce nivel trebuie să ajungă? Bun, e cam greu, desigur, de spus la ce nivel trebuie să ajungă salariile la angajații noștri. Deci noi suntem cumva în discuții și cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, dar și cu parlamentarii, ca totuși să soluționăm această problemă. Cum am spus, problema de bază la moment nu este doar mărimea salariului în sine, dar anume această discrepanță. Faptul că la noi salariile sunt mai mici decât la alte instituții, respect, care tot duc lipsă de oameni. Pentru că chiar și la ministerii unde salariile au fost majorate anul trecut, și la ei nu pot spune că toate funcțiile vacante au fost suplinite. Da, eu întreb pe foarte mulți și miniștri, de exemplu, da, și chiar și director. După această majorare, eu nu pot spune că acolo a fost fluxul de oameni noi la ministerie. Și la asta se mai adaugă problema că salariile la Consiliu sunt mai mici. Și iată apare această discrepanță. Faptul că aveți doar 50%, adică din numărul de angajați, aveți anumite, nu știu, domenii sau anumite sarcini care nu le puteți îndeplini până ce nu completați staful? Asta mai mult duce la eficiență scăzută a activității noastre, respectiv când nu prea ai oameni care sunt calificați, experimentați și suficienți. Adică acele rezultate care se așteaptă de la noi, noi cu greu putem să le îndeplinim. Pentru că chiar și în acest platou de asta, și mulțumesc încă o dată că ați venit, pentru că ca și drept la replică, pentru că de mai multe ori unii experți, deputați sau cei din opoziție susțin că au avut sau au așteptări mai mari, de exemplu, de la Consiliul Concurenței și mai ales în cazuri despre care o să mai vorbim. Și bun, știți cum? Evident că salariile mici sunt o provocare foarte mare pentru inactivitatea noastră. Asta nu este scuză ca noi să ne referim de fiecare dată la salarii mici, ca scuză pentru a nu face nimic sau da. A, nu știu, ca să ne focusăm la probleme mai puțin importante, în loc ca să investigăm într-adevăr probleme majore pentru economia țării. Asta este una din provocări care, într-adevăr, influențează activitatea noastră, dar noi nu putem să vorbim doar despre salarii. Trebuie să lucrăm și la creșterea capacităților noastre, trebuie să depunem multe eforturi ca să cunoaștem domeniul mai bine, ca să știm cum să depistăm aceste încălcări, cum să le investigăm. Mai avem de lucrat și la capitolul acesta. Noi nu putem să ne referim doar la salarii mici. Avem și de lucrat inclusiv și la, în limita posibilităților existente. Cum noi putem să îmbunătățim calitatea lucrurilor noastre. Și cum am văzut astăzi și domnul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, a notat faptul că este nevoie de mai multă comunicare, pentru că de fapt aveți mai multe investigații și despre care vrem să vorbim astăzi, dar chiar mai puțin se știe despre, și chiar m-am uitat la site-ul Consiliului Concurenței, ultimele, de exemplu, participări la emisiune au fost, sau poate nu au fost publicate, nu știu, dar au fost cam mai
mai de mult. Eu nu știu dacă eu am refuzat vreodată vreo invitație la TV, așa că eu sunt absolut deschis pentru orice comunicare, dar eu sunt de acord că noi trebuie să mai muncim ca să îmbunătățim calitatea acestei comunicări, ca oamenii să înțeleagă în general cu ce noi ne ocupăm. Ați mai vorbit, pentru că vrem să deschidem deja subiecte concrete în a doua parte a emisiunii, despre evaluare externă. Ați vorbit astăzi că instituția a trecut prin evaluare externă. Dacă puteți să ne spuneți ce modificări au fost cumva sugerate după această evaluare, pentru că am înțeles că a trecut cu rezultat pozitiv, dar totuși au fost și mai multe recomandări. Nu era vorba de vreun examen care trebuia să trecem, da? Deci a fost într-adevăr acest exercițiu făcut anul trecut, o echipă de experți din UE, din trei țări, România, Polonia și Lituania, au fost angajați de către delegația UE pentru a desfășura această evaluare externă. Noi am finalizat-o spre sfârșit de an și experții au venit cu un set de recomandări. Nu era vorba că am trecut, n-am trecut ceva. Deci a fost un set de recomandări cum noi putem să îmbunătățim în general politicile în domeniul concurenței, dar și activitatea Consiliului. O parte din aceste recomandări a fost direcționată nouă. Deci, ce trebuie să ne focusăm, cum noi putem să utilizăm resursele noastre existente mai eficient. De exemplu, eu aș spune că cea mai importantă recomandare ținea taman de modul de prioritizare a investigațiilor care le desfășoară Consiliul Concurenței. Cum noi să determinăm aceste priorități, cum noi să le urmărim și să nu irisim resurse limitate pentru investigații mai puțin importante cu impact redus pentru piață. Alte recomandări țineau de relații cu alte instituții publice, cooperare mai strânsă cu diferite regulatori pe piață, dar inclusiv și, apropo, dacă vorbim despre salarii, a fost și recomandarea de majorarea salariilor la angajații Consiliului Concurenței pentru a crea stimulente ca specialiștii care și așa sunt foarte puțini în acest domeniu în țară, sunt foarte și foarte puțini în domeniul concurenței, ca ei să aibă vreun interes, motiv să vină să lucreze la noi. Dar când ați venit în această instituție, oamenii care au fost până venirea dumneavoastră au rămas? În ce proporție au rămas oamenii? Sau dacă ați depistat anumite persoane care, din păcate, nu au executat lucrul corect? Au fost acei care au plecat și poate că, bun, ar fi incorrect să spun așa, dar au plecat și noi chiar nu regretăm că au plecat. Au fost și așa oameni. Dar au fost și, într-adevăr, specialiști cu foarte multe cunoștințe, cu experiență și care aduceau foarte multă valoare, deci, în activitatea noastră. Spre regret, astfel de specialiști sunt ceruți peste tot. Și respectiv cineva a plecat la regulator, cineva a plecat în domeniul privat. Pe câțiva specialiști, experți cu adevărat valoroși, cu experiență, noi am pierdut într-adevăr. Dar majoritatea staff-ului, în orice caz, a rămas aceeași și eu sper că majoritatea din ei noi vom putea să menținem la Consiliu. Acum nu acuzăm pe nimeni, dar apare această întrebare. Dacă salarii sunt foarte mici, concurența în cadrul acestei instituții este destul de mică. Cum estimați dumneavoastră riscuri de corupție? Nu acuzăm pe nimeni, dar per general. Riscurile de corupție la astfel de instituții care are dreptul să aplice sancțiuni de milioane, da? Evident că sunt mari. Deci asta trebuie să spunem așa cum este. Riscul, el există. Faptul că eu pot să vin să asigur pe toți că la nivel de Consiliu, azi nu poate fi soluționată nicio întrebare prin diferite metode corupte. Asta eu asigur, pentru că eu particip la fiecare decizie. Deci toate deciziile care se iau de către Consiliul Concurenței se iau la nivel de plen. Da? A fost și modificări la componența plenului la sfârșitul anului trecut. Și respectiv, împreună cu mine, suntem patru membri noi și eu asigur, pot să asigur că la nivel de Consiliu nu se iau decizii în dependență de niște, nu știu, influențe, chiar și politice, sau nemai vorbind de încercări de a influența poziția Consiliului din, nu știu, din partea unor companii.
Am înțeles. Dar riscurile acestea, într-adevăr, există și, apropo, noi chiar ca să reducem și acele riscuri care sunt, împreună cu programul MISRA de la USAID, am decis, suntem, mi se pare că, una din primele instituții publice în Republica Moldova, care acum implementăm și standardul ISO pe antimite. Am înțeles. Continuăm cu subiecte concrete despre cazuri care examinați și ați examinat în 2023. După o scurtă pauză, domnilor și domnilor, rămâneți cu noi. Continuăm discuțiile. Domnule Ghirțescu, vreau să vă întreb despre... Am văzut statistica din 2023, 16 investigații noi care au fost pornite și au fost emise o serie de decizii pe care s-au constatat încălcările legii concurenței și a fost aplicată amendă, adică suma totală amenzilor, 39 de milioane de lei. 16 investigații într-un an. Inițiate, da. Este o cifră pe care dumneavoastră sumați ca un rezultat bun sau totuși din ceea ce am discutat nu sunt investigații finalizate, acestea doar inițiate noi, da. Și eu chiar și la cifra aceasta pot spune că e prea mare. Autoritățile cam de aceeași mărime din UE nu inițiază atâtea investigații. Dar ceea ce trebuie să spun că o parte destul de mare și majoritatea acestor investigații a fost în așa numit domeniu de concurență neloială. Bun, la noi, la toate problemele concurențiale se spune de concurență neloială, noi avem un capitol aparte în legea concurenței, care așa se numește, și mai mult ține de niște litigii private între concurenți, când cineva utilizează marca cuiva fără autorizare, ilegal, când creează confuzii cu produsele concurenților, când deturnează clientela prin metode neloiale. Iată, aceste litigii private între doi concurenți direcți, care în majoritatea statelor se rezolvă direct la instanță, prin instanța de judecată, la noi legea prevede că companiile pot să se adreseze Consiliului Concurenței pentru examinarea unor astfel de probleme. Și chiar și din cele 16, nu sunt sigur dacă chiar jumătate, dar o mare parte din aceste investigații a fost inițiate chiar pe aceste probleme, care, cum am spus, la foarte multe autorități din UE, nici nu intră în atribuțiile autorității de concurență. Predominant, ele se rezolvă direct la instanță de judecată. Și noi chiar, asta a fost, apropo, și una din recomandările experților, ca noi să ne gândim la excluderea acestui capitol din legea concurenței și să trecem toate astfel de litigii la instanță de judecată direct. Dar a fost din acestea care, într-adevăr, țin de nemijlocit probleme concurențiale. Deci a fost una sau două investigații în domeniul abuzului de poziție dominantă, când este o companie dominantă pe piață, nu nemijlocit să fie monopolistă, dar dominantă pe piață. În ce domeniu, dacă puteți? Bun, asta nu este secret, pentru că această investigație a fost anunțată. Noi ne-am uitat la modul cum a fost și cum este gestionată aplicația Yandex. Da, deci e vorba de aplicații pentru taxe. Am văzut acolo unele semne de abuz și aceste semne noi examinăm. Dacă constituie sau nu constituie poziția dominantă. Pentru că, într-adevăr, când a apărut compania aceasta pe piața Republicii Moldova, noi nu putem nega faptul că ea a creat o revoluție, iată, în aplicații de taxe. Dar în același timp, când compania devine foarte mare, uneori apare această tendință de a abuza de această poziție dominantă. Astfel de situații apar nu doar în Republica Moldova, în mai multe țări și respectiv noi am inițiat investigații ca să vedem dacă sunt aceste semne de abuz sau nu sunt. Decizia nu e luată. Nu. Încă nu este, mai ales că și compania care gestionează sau gestiona, tot trebuie să vedem, această aplicație se află în una din țările UE și respectiv asta tot creează unele aspecte procedurale care tot trebuie îndeplinite de fiecare dată când comunicăm cu compania. Au fost câteva investigații inițiate în domeniul achizițiilor publice, pe semne de licitații trucate și la distribuție, de exemplu, electrocasnicilor. Am văzut că sunt semne de acorduri anticoncurențiale, am inițiat. Restul, despre unele n-aș vrea să spun, pentru că chiar nu e cazul la moment. Despre achiziții publice sunt vizate anumite instituții, înseamnă publice care... De obicei, deci când vorbim despre licitații trucate, vorbim despre înțelegerile între companii care participă.
Da, dacă e vorba despre unele caiete de sarcini care se fac de către autoritățile contractante, care într-adevăr, prin care ar putea fi favorizate anumite companii. Chiar, mă rog, uneori se fac caiete de sarcini, special pentru o anumită companie. Dar aici noi deja intrăm în alt domeniu, anume achizițiilor publice și legea cu privire la achiziții publice. Deci există o procedură aparte de contestare, chiar și a caietelor de sarcini, deci orice participant la achiziții publice are dreptul să conteste la ANSC, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Respectiv, atunci când noi vedem că asta intră, problema respectivă intră în atribuțiile ANSC-ului, noi încercăm să nu dublăm aceste competențe. Am înțeles. Să trecem deja la subiecte concrete despre piața petrolierilor și dosarul petroliștilor, cum a fost supranumit. Mai mult se referă 2021-2022, anume când au fost și aceste modificări introduse, chiar și domnul Radu Marian a fost unul dintre autorii. A fost totuși constatat această concurență neloială, înțelegerea de cartel? Nu a fost constatat, deci într-adevăr se așteaptă foarte mult deja decizie care și eu aș dori ca noi să o adoptăm cât mai repede, fie cu constatarea încălcării sau cu lipsa încălcării, dar durează destul de mult timp. Au fost mai mulți factori, eu consider obiectivi, din care această investigație a durat mai mult decât așteptam chiar și eu personal, dar eu sper foarte mult că chiar acum deja, pentru că eu deja am făcut câteva declarații, că iată o să fie adoptată decizie, acum eu sunt aproape sigur că totuși, iată, trebuie să fie decizia. Dar decizia aceasta se referă la o perioadă anterioară. Asta vreau să precizez. Deci, pentru perioada 2019, începutul anului 2021, doar acea perioadă era vizată în acea investigație. Ceea ce ține de anul 2021 și 2022, noi acum nu ne uităm la această piață. Pentru că, da, se discută foarte mult de ce companiile nu concurează la preț, de ce ele nu pun un preț mai mic decât le propune ANRE. În situația actuală, când în fiecare zi vine ANRE și spune că iată este prețul până la care voi puteți stabili prețurile voastre, nu există niciun stimulent pentru, pe piață ca companiile să pună un preț mai mic. Dar care ar fi soluția, de exemplu, acest stimulent pentru ca iese, de exemplu, o companie să iasă cu un preț mai mic decât acest plafon să aibă, sau nu este sens pentru că oricum oamenii... Uitați-vă, când statul vine, eu nu spun dacă această reglementare este bună sau rea. Deloc. Adică eu nu dau calificativă aici. Pentru că plafonarea prețurilor ar putea fi și în beneficiu consumatorilor. Pentru că fără ea, prețurile ar ușor putea fi și mai mari. Dar... iată, în condițiile actuale, când statul vine și spune companiilor, voi aveți dreptul să vindeți produsele voastre, iată, la acest preț. Statul singur spune că, iată, acest preț este permisibil. Dar noi nu putem spune că companiile nu concurează. Pentru că dacă observați, aproape toate stațiile petroliere, da, PECO, au devenit deja de mult, nu doar stații PECO, ele au devenit cafenele. Deci știu că foarte mult tineret se adună acolo ca un fel de centri de nici nu știu cum, de distracție. Da, de... și locul de întâlnire pentru... Exact. Respectiv, concurează prin alte metode, în afară de prețuri. Dar asta e corect că piața cumva a devenit? Pentru că eu țin minte că a vorbit încă domnul Bolea, când a fost deputat, Vladimir Bolea, că urmează să fie cumva îndeplinită, întocmită harta benzinăriilor, ca să fie nu atât de multe și asta tot, să fie inclusiv pentru comoditate, dar și concurență corectă, pentru că sunt foarte multe, cresc, oferă alte servicii și... Asta deja nu ține de Consiliul Concurenței. Ar putea să nu ne placă faptul că la fiecare colț este câte o benzinărie, dar, mă rog, în condițiile, dacă amplasarea acestor benzinării nu este reglementată la moment... Da, deci, acum nu, pentru că nu s-a ajuns încă să modifice. Da, deci dacă o să fie această reglementare, bine. Dacă nu, înseamnă că nu. Dar ce stopează acum sau de ce a durat atât de mult această investigație? Care sunt în primul rând, investigația este foarte și foarte complexă. Acolo și sunt zeci și zeci de volume de informații economice, juridice. A fost și un specialist care ducea acest dosar.
peste o perioadă după ce eu am venit, raportorul pe caz a plecat la un loc de muncă mult mai bun decât la Consiliul Concurenței. Trebuia alt raportor să intre în toate nuanțele. Între timp, deja au venit și timpul, deci perioada de modificare a componenței plenului Consiliului Concurenței. Acum au venit membrii noi și deja cu membrii noi am avut foarte multe ședințe de lucru când noi intram în fiecare cifră, verificam toate datele care au fost atunci stabilite prin raportul de investigație, acel raport care a fost scurs în presă, ca să ajungem totuși la concluzie. Este încălcare sau nu este încălcare? Eu sper foarte mult, cum am spus, în timp foarte apropiat, deja să venim cu această concluzie. Până toamnă? Sau nu? Eu sper că o să fie mult mai devreme. Dar care este amenda maximă în acest caz, cu toate circumstanțele? Deci amenzile în general în domeniul concurenței pentru acorduri anticoncurențiale, carteluri, da, cum ele se mai numesc, abuzuri de poziție dominantă, ele sunt stabilite în dependență de cifra de afaceri. Deci se ia un procent, anumit procent din cifra anuală de afacere a companiei, da, care respectiv sancțiune să reflecte poziția sau starea financiară a companiei. Pentru că dacă era vorba de, nu știu, 30-40 de mii de lei pentru o companie care are peste, nu știu, un miliard cifra de afaceri, asta ar fi o picătură, da, în mare. Respectiv, aceste amenzi sunt stabilite în dependență de cifra de afaceri. Și chiar și dacă procentul o să fie același, dar valoarea sau mărimea amenzii o să fie diferită la fiecare companie. Am văzut că ați vorbit despre studiu care ați organizat sau încă este în desfășurare, privind accesul produselor în rețele de supermarketuri. Da. Despre asta se discută, mai ales despre probleme cu accesul fermierilor pe rafturile din supermarketuri din țară. Ne spuneți, vă rog, la ce etapă sunteți acum și cum ați inițiat această anchetă? La sesizarea unor agenți economici sau ați văzut situația, v-ați autosesizat? Asta a fost o decizie luată din oficiu. Studiul acesta încă rămâne la etapa inițială, iarăși din ce considerând că noi avem câteva studii de piață pe care noi am stabilit că ele sunt prioritare, iată, pentru anul acesta, poate pentru anul viitor. Trebuie să examinăm cum funcționează câteva piețe prioritare. Și una din ele ține de aprovizionarea, iată, rețelelor de către furnizori de produse agricole sau produse alimentare. Cum am ajuns noi la inițierea anume unui studiu pe această problemă? Anul trecut au intrat în vigoare modificările în legea comerțului interior, care prevedeau aceste practici comerciale neloiale, da? Care prevedeau anumite reguli de acces în rețele pentru furnizori de astfel de produse. Instituția competentă care a fost desemnată a fost Consiliul Concurenței, care, deci noi trebuia să, sau și trebuie să verificăm legalitatea aplicării acestor prevederi. Doar că legea la moment prevede că noi putem face acest lucru și să facem controle doar la plângerea întreprinderilor. Și iată, în perioada deja de mai mult de un an, nu am primit nicio plângere, deși formală, oficială. Noi nu putem să ne bazăm doar pe plângerile pe care noi le citim pe Facebook sau în media. Deci trebuie să vină o plângere formală în adresa Consiliului ca noi să inițiem vreun control în acest domeniu. Și noi n-am primit nicio plângere. Respectiv, probabil că ar trebui să fie și un temei ca noi să revizuim și legislația. Pentru că nu este normal că există un mecanism care nu funcționează. Da? Da, pentru că voi vedeți, ca și specialiști, vedeți și mai mult, de exemplu, o problemă și nu puteți să o soluționați. Evident. Deci noi trebuie să mai lucrăm și la această lege. Și noi, la începutul anului, am decis bine, noi, timp de un an, noi nu am primit nici o plângere, noi nu putem interveni. Ce noi putem face? Ce opțiune noi putem să inițiem acest studiu de piață ca să înțelegem măcar cum
se formează aceste relații între furnizori și rețele de comercializare. Ce probleme acolo există? Cum ele ar putea fi soluționate, poate fără modificări de lege sau fără controle? Poate sunt alte instrumente care ar putea fi disponibile. Iată, pentru asta am inițiat această analiză, acest studiu. La ce etapă, cum am spus, este la etapa inițială, pur și simplu există limitări la capacități, la resurse umane, mai ales acum când câteva persoane pur și simplu au plecat temporar de la Consiliul Concurenței, care se ocupau inclusiv și de studii de piață. Dar o să ajungem la anumite concluzii în acest domeniu, sper, într-o perioadă relativ scurtă. Dacă e corect și dacă puteți să vă expuneți teze care examinați acum, dacă putem să spunem așa, ipoteze despre ce probleme sunt. Deci, ce probleme sunt? Ce noi examinăm în cadrul acestui studiu? Vorbim de modalitatea în care furnizorii, producători agricoli sau producători de alte produse, cum acești producători lucrează cu rețele, în bază la ce clauze contractuale, cum se formează oferta din partea rețelelor, cum această ofertă poate fi îndeplinită de către furnizori. Pentru că eu înțeleg și unele rețele când ele spun că noi avem anumite volume minime de care noi avem nevoie și respectiv un productor mic nici nu poate să satisfacă această cerință. Deci trebuie să vedem care sunt așteptările rețelelor, dacă ele sunt justificate, care sunt clauzele contractuale oficiale sau neoficiale care există, ca să vedem de unde se iau astfel de clauze, cât de justificate ele sunt și dacă, într-adevăr, sunt probleme de ordin legal care trebuie să fie rezolvate prin lege sau prin controle. Vă adresez această întrebare oricum despre legea care a existat, pe urmă a fost anulată, despre 50% obligație ca să fie pe rafturile magazinelor, supermarketului, producție autohtonă, agricolă. A fost anulată și încă țin minte că domnul Gaibă a fost ministru economiei, el a explicat că nu există așa o practică la nivel internațional, pe cât opoziția totuși insistă că această lege ar proteja agricultorii noștri. Totuși, care sunt mecanismele, în opinia dumneavoastră, sau poate chiar putem reveni la ceva asemănător acestui mecanism, dacă să ne încadrăm și la cerințele internaționale? Bine, aici totuși analiza aparține în primul rând Ministerului Economiei, care trebuie să se uite ce metode de reglementare a pieței pot fi utilizate. Nu suntem noi regulatori care să venim cu astfel de propuneri sau astfel de măsuri. În general, când vorbim despre protejarea productorilor autohtoni, într-adevăr, există această dorință aproape în orice țară din lume. Chiar recent, cred că toți ne uitam la știrile din Uniunea Europeană, unde masiv, aproape în toate țările din UE, fermierii ieșeau la proteste, fix cu aceleași probleme, că noi avem presiunea din alte state, respectiv, noi trebuie să lucrăm în minus, fix aceleași probleme despre care vorbesc și agricultorii noștri. Cât de corect ar fi protejarea pieței naționale, mai ales în cazul unei țări atât de mici ca Republica Moldova, eu nu pot să vă spun. Deci, cum am spus, aici trebuie să fie analiza aceasta făcută de către ministerele respective. Dar trebuie să ținem cont de fiecare dată de ce. Că orice limitare a accesului pe piață, pentru că aici în cazul dat vorbim despre limitarea accesului pe piață, mai ales la unele produse de consum curent, ar duce la limitarea volumului de produse care o să intre pe această piață. Și respectiv, asta poate duce la majorarea prețurilor. Și așa consumatorii noștri spun că prețurile sunt foarte mari la produse, mai ales produse alimentare. Asta ar putea eventual duce și la niște prețuri și mai mari. Deci trebuie să punem pe cântar toți factorii care aici sunt prezenți. Deci protejăm pe cineva. Știți, economia, eu sunt jurist, dar bazele economiei sunt destul de clare. Deci când încercăm să punem capac într-un loc, economia, știți, sau toate procesele acestei economii, ele sunt ca apă. Deci găsesc alte modalități de a pătrunde fie pe piață sau de a crea tensiuni în altă parte.
Dar despre probleme cu achiziția laptelui ca materie primă, ați discutat astăzi de asemenea la Comisia Economie și în general concurență cu prețuri și tot acces spre producători mari, așa înțelegem. Care aici este problema și de când ea există? Se discută foarte mult că acest domeniu, în general din agricultură, este cam nu cel mai dezvoltat, probabil și din acest motiv. Sau... Noi încă nu putem spune dacă există problemă, iarăși, concurențială sau nu, despre, sau la ce se plâng productorii, mai ales productori mici, că prețul de procurare a laptelui crud este foarte mic și a doua întrebare, care deja ar putea constitui încălcarea legii concurenței, dacă se va confirma că chipurile mai mulți productori sau procesatori de lapte s-au înțeles, există o înțelegere între aceste companii la stabilirea prețului de procurare de la productori. Există această înțelegere? Nu există. Asta și este obiectul investigației. Noi trebuie să vedem și să găsim probe a unei astfel de înțelegeri. Și acum recent, acum câteva săptămâni, au fost inspecții la mai multe companii care efectiv și procură laptele și îl procesează, anume cu acest scop să vedem dacă sunt sau nu sunt probe de o astfel de înțelegere. Am înțeles. Continuăm cu alte subiecte după încă o pauză. Revenim, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi. Am revenit, continuăm discuțiile cu președintele Consiliului Concurenței, domnule Ghirțescu. Vreau să întreb despre recentele decizii care cumva au fost în vizorul presei Consiliului Concurenței. Vorbim despre o fabrică de dulciuri, nu știu dacă corect să numim nume, noi cel puțin nu numim, dar fabrica cea mai cunoscută din Republica Moldova, care a fost amendată pentru că a copiat unele produse, chiar din numiri și etichete la unele produse. Am văzut și reacție. Susțin cei de la această fabrică, susțin că de fapt mulți folosesc asemenea denumiri și resping aceste acuzații și nu sunt de acord cu această amendă. În primul rând, dacă știți cumva s-au adresat ei sau au contestat această decizie și care totuși au fost argumente și din ce sesizare poate ați inițiat această anchetă, această verificare? Bun, în domeniul, taman, e vorba de concurență neloială, deci a fost la plângere a acelui concurent și noi am inițiat investigația. E vorba despre crearea unui produs aproape similar, cu același ambalaj, cel puțin. Noi nu vorbim despre calitățile produsului, noi vorbim despre ambalajul care crea confuzia cu produsele altei companii. Deci asta e efectiv, în două cuvinte, esența problemei. Faptul că ei susțin că, de fapt, nu știu dacă putem să numim, cred că nu-i corect să numim din partea noastră, denumirile foarte cunoscute și probabil chiar am văzut... Noi nu ne-am uitat la denumire, apropo. Noi ne-am uitat anume la aspectul general al acestor ambalaje. Eu pot chiar, dacă faceți search pe Google cu denumirea acestui produs și denumirea companiei, iată două produse în comparație. Da. Cred că răspunde... Ei mai mult, cred că la prima se referă, pentru că au fost două, da? Dar asta e indicat. La a doua a fost, mă rog, a fost unele diferențe la denumire și, cum am spus, noi nu ne uităm la denumire. Dacă un fel de reproducere a petelor de vacă, da? Și când noi ne-am uitat la unele din ele, au fost chiar reproducerea imaginii a fost nu că similară, a fost identică. Deci aceste pete au fost identice. Respectiv, noi am constatat aici încălcare. Și fabrica aceasta cred că este foarte solicitată și producția este solicitată. De ce s-a recurs la asemenea? Asta eu nu pot să mă expun. Respectiv, dacă decizia este corectă sau incorrectă, eu sunt aproape sigur că ei o să conteste decizia și instanța de judecată deja o să decide dacă decizia noastră a fost corectă sau nu. Pentru că, încă o dată, noi nu ne-am uitat la utilizarea mărcii comerciale, noi ne-am uitat la ambalaj. Care crea confuzia aceasta? Despre o altă amendă care a fost aplicată pentru o companie, dar aici numesc nume pentru că a fost și printre știrile, compania Horus, care a fost și în mai multe investigații, a fost amendată pentru că nu a admis pe teritoriul său un control. Au obstrucționat inspecția, noi așa utilizăm. Adică noi angajați totuși au fost admiși. Da, a fost cam
tergiversat acest proces și respectiv noi am pus amendă pentru anume obstrucționarea a inspecției. Și 580.000. Iar și aici tot amendă se pune în dependență de cifra de afaceri. Dar aici, în cadrul acestei companii, ce de fapt se verifică? A fost o sesizare? A fost inițiată o investigație pe semnele încălcării articolul 5. Articolul 5, asta e acordul anticoncurențial, iarăși pe fondul investigației, eu nu vreau să spun acum nimic, pentru că investigația este încă în derulare. Deci această amendă este o amendă procedurală, anume pentru crearea obstacolelor la desfășurarea inspecției. Pe fondul investigației, cred că urmează să ne expunem că nu se fie decizie totuși. Înțeles. Dar, în general, despre verificările, aveți nevoie neapărat de o sesizare ca să mergeți în teritoriu, cum se spune, și să verificați acolo? Să verificați... Bun. Când noi venim la întreprinderea, noi numim inspecții și aceste inspecții se fac doar în cadrul unor investigații inițiate. Deci asta este doar un mijloc de colectare sau găsire, stabilire a probelor. Când noi venim, încercăm să verificăm comunicările companiilor sau între companii, verificăm unele documente ale companiilor ca să constatăm dacă exista sau nu exista, a existat sau nu a existat vreo comunicare între concurenți, ca exemplu. Și astfel de inspecție a fost desfășurată și în cazul dat. În ceea ce ține de întrebare dacă noi putem din oficiu sau doar la plângere sau sesizare iniția investigații, da? Noi avem dreptul să le inițiem atât la plângere cât și din oficiu. Atunci când la noi ajung informații că iată pe anumită piață sau în cadrul anumitor procese, de exemplu de licitație, au fost unele încălcări de lege, a legii concurenței și respectiv dacă ne uităm și vedem că sunt semne de astfel de încălcare, noi putem să inițiem investigații și din oficiu, nu doar în baza la unei plângeri. Mai vreau să vă întreb despre un alt caz care a fost vehiculat în spațiu public, despre un investitor străin care se plânge că a fost solicitată și mită, nu știu dacă corect să numim, dar a fost și declarația Asociației Investitorilor Străini. Cunoașteți acest caz, dacă decizia dumneavoastră, dacă numiți sau nu. În primul rând, despre aceste acuzații de luare de mită, sumă de 400... Eu am auzit, chiar și atunci când a fost adoptată decizia, după asta au apărut niște informații în presă, în rețele de socializare, că a fost o încercare de a scoate o mită de la întreprindere. Imediat când am văzut acele informații în spațiu public, am contactat și CNA și alte instituții care trebuie să se ocupe cu astfel de probleme, am spus că noi o să primească toată deschiderea din partea noastră, dacă o să fie vreo anchetă, dacă o să fie vreo urmărire chiar și penală pe marginea unor astfel de declarații. Eu nu știu dacă ei chiar au inițiat vreun dosar penal, nu au inițiat, astfel de declarații în presă au apărut. La ce etapă au ajuns, nu știu. Ceea ce eu pot să vă asigur, iarăși, că atunci când decizia se lua, această decizie nu a fost influențată de factorii cum ar fi încercarea de obținere a unei mite sau primire de către cineva a unei mite. Deci, ceea ce se spunea că tipurile cineva de la Consiliu a încercat să facă acest lucru. Da. Eu foarte mult sper că CNA totuși să clarifice această întrebare. De ce? Pentru că până în ziua de azi, ea ne afectează imaginea. Dar a fost inițiată o închetă de CNA? Eu sper. Eu chiar sper că a fost... cineva din Consiliul. Eu nu am nicio informație despre ce a făcut sau nu a făcut CNA în cazul dat. Deci am spus că din partea noastră o să fie toată deschiderea, dacă o să fie vreo anchetă. La ce etapă deci dosarul, dacă el există, eu nu știu. Dar a fost discuții în jurul acestui caz despre semnal care noi transmitem investitorilor. Pe de altă parte, trebuie să fie egali și investitorii și agenții economici locali în fața legii. Dar totuși, a fost acest caz mai mult discutat. Da, pe urmă a apărut această informație presupusă despre mită, dar a fost și despre semnale care noi transmitem investitorilor și așa nu avem foarte mulți și așa avem probleme de a atrage investiții sau nu cel puțin dificultăți, așa spunem. În primul rând, eu vreau să clarific unele aspecte aici. Deci, am citit că, iată, Consiliul Concurenței a dat amendă de nu știu câte milioane. În primul rând, noi nu vorbim aici de vreo amendă. Nu a fost aplicată nicio amendă în cazul dat. A fost constatat ajutor de stat.
din care nu a fost justificat. Da, pentru spun că așa, una dintre atribuțiile este și verificarea acestui... Respectiv, noi nu am constatat, nu am aplicat amendă în cazul dat. În al doilea rând, eu personal am, adică cu toți colegii am lucrat la această decizie. Eu personal sunt convins că decizia aceasta este corectă. Acum dosarul se află la instanța de judecată, o să vedem ce o să spun inclusiv și judecătorii, dacă corect a fost făcută investigația și dacă corect a fost emisă decizia. Eu personal consider că decizia aceasta a fost corectă, dar o să vedem și poziția instanței care verifică legalitatea actelor oricărei instituții. Dacă vă interesează, noi putem să intrăm și în detaliile... Da, vreau să explicăm oamenilor, pentru că noi discutăm așa și fără nume, pentru că cred că suntem restricționați de lege, dar... Poate chiar e cazul să clarificăm aceste întrebări și la TV, pentru că am văzut și un articol recent apărut din nou, după aproape 2 ani după această decizie, și unii blogeri iarăși vin cu diferite comentarii și uneori nici nu știu cum să comentez chestia asta, că e atât de distorsionată prezentarea acestor informații. Deci dacă în două cuvinte, ce problemă a fost pe care noi am văzut? Deci există un obiect care a fost construit și acest obiect stă pe un teren într-o localitate. Și a fost un memorandum semnat între autoritățile publice locale și această companie că, într-adevăr, acest obiect, peste ceva timp, o să treacă în proprietatea acestui municipiu. Și, în schimb, această companie a fost scutită de achitarea plăților pentru utilizarea terenului. Noi ne-am uitat la valoarea totală a scutirilor de la aceste plăți. Valoarea estimată de către un evaluator, nu de către noi chiar, a acestui obiect și noi am pus pe cântar și am văzut că există o discrepanță. Și iată, la diferența aceasta, noi am constatat că există ajutor de stat. Că ceea ce nu primește stat, iată, prin aceste plăți și ceea ce el va primi ca valoare obiectului, deci nu este egal. Companiile, chiar și în aceste comunicate a asociațiilor de business, a făcut trimitere că noi, ca Consiliu, am utilizat o metodologie de evaluare foarte veche, din anii 60. Noi nu am făcut, în general, evaluarea obiectului. Noi ne-am bazat concluziile pe o evaluare care ne-a fost prezentată de către toate părțile care au fost vizate în acest caz. Corect sau incorrect a fost făcută această evaluare. Aici deja noi nu putem să ne pronunțăm, noi nu putem să indicăm evaluatorilor ce fel de metodologie ei trebuie. Dar evaluatorul acesta a fost din partea statului când a fost luată decizia de a oferi sau cine e acesta? Deci a fost o evaluare prezentată în cadrul, deci cu toate materialele cauzei, a fost prezentată o evaluare a acestui obiect care a constatat că costurile declarate și valoarea de piață diferă. Poate într-adevăr, pentru că noi nu am pus la îndoială faptul că companie într-adevăr a investit. Noi nu am pus la îndoială chiar și sumele care au fost investite. Noi doar am spus că valoarea de piață acestui obiect nu corespunde cu această cifră. Din ce considerente? Deci eu, în general, dacă sincer, nu prea înțeleg de ce această problemă persistă. Pentru că, eventual, putea fi făcută altă evaluare care să arate că, într-adevăr, acest obiect are o altă valoare de piață și, în baza la această evaluare nouă, putea fi făcute modificări fie la nivel de municipiu sau în aceste memorandumuri. Deci, de ce această problemă a devenit anume așa cum ea există acum? Eu, dacă sincer, așa și nu înțeleg. Dar soluția ar fi, de exemplu, chiar să comandați un alt evaluator care va evalua și dacă va confirma. Pentru că dacă și compania considera că noi nu puteam să ne bazăm decizia pe acea evaluare care a fost prezentată și trebuia să fie făcută altă evaluare, chiar nu înțeleg de ce nu putea fi făcută altă evaluare. Pentru că asta chiar nu prezintă o problemă și mai ales nu presupun că nu implică costuri mari, da? de făcut o evaluare de piață care să reflecte o valoare reală a acestui obiect, așa cum consideră compania. Și cazul acum este în instanță? Cazul acum este în instanță de judecat, exact. Am înțeles. Mai vreau să vă întreb și despre publicitate în mediul online și, în general, piața publicității. Tot a fost discutat la ședința comisiei, mai mult pe online, pentru că
A fost, mai nou avem și monetizare pe YouTube, care tot se discută și cumva și vizează domeniul audiovizualului, pentru că evident, publicitate cumva migrează deja pe online. Da. Aici, ce principalele puncte care ar trebui să fie examinate și reglementate, pentru că e domeniul mai nou acum și cu YouTube și cu... Aici sunt foarte multe întrebări, mai ales în domeniul anume de activitate a surselor media, da, sau posturilor de TV, pentru că mai mult se plâng posturi TV că acum nu au bani pentru dezvoltare, pentru că bani în publicitate aproape nu mai sunt, deci cel puțin în comparație cu anii precedenți. Da, online-ul atrage tot mai mulți și mai mulți bani de publicitate, mai ales cum ați spus și dumneavoastră. Deci acum iar s-a deschis posibilitatea monetizării pe YouTube și în zile de azi, cel puțin tineretul, eu știu că aproape nu se uită la TV și tot se uită la tot felul de emisiuni, blogeri, chiar și aceleași emisiuni care sunt pregătite de pentru TV, se uită online, pentru că eu nu am timp să urmăresc, să aștept vreo emisiune. Chiar nu știu, chiar dacă puteam să mă uit la emisiunea aceasta, cel mai probabil o să urmăresc după asta online, dar nu când o să fie în ETR. Asta este o problemă foarte mare. Ceea ce ține de verificarea sau constatarea volumului de piață, iată, în domeniul online, anume în publicitate, noi acum nu prea nu avem instrumente să evaluăm volumul acestei piețe. Ne uităm cum noi putem să facem astfel de analize ca să venim cu anumite cifre care o să fie veridice, verificabile, da, ca să spunem, iată, este valoarea totală a pieței de publicitate online. Dar este vorba și despre prețuri care, de exemplu, propun platforme pentru ca publicitatea să fie vândută. De exemplu, asta e problema acum, adică care este examinată, pentru că unii poate... Nu, noi nu ne uităm în general la prețuri, noi... De unde s-a luat și compartimentul acesta în raportul nostru anual? Nu că tare noi am dorit să investigăm anume acest segment de piață, pentru că au fost făcute câțiva ani în urmă modificări în legea publicității care ne-au obligat în fiecare an să venim cu anumite constatări pe piața publicității în Republica Moldova. Și noi am încercat să explicăm, noi nu putem să facem câte un studiu de piață în fiecare an. Asta este imposibil. Noi nu putem să ne focusăm doar pe piața publicității. Iar și noi n-am fost atunci auziți și a fost trecută această prevedere în legea publicității care ne obligă să venim în fiecare an cu aceste cifre. Noi pe segmentul de publicitate online, la moment, noi nu vedem probleme anume concurențiale care trebuie să fie investigate. Aici există mai multe platforme predominant străine. Sunt și unele site-uri din Republica Moldova care tot plasează publicitatea. Piața este foarte concurențială, cum am spus, și platforme mondiale, și platforme sau site-uri naționale. Toți concurează pentru această bucățică a pieței, pentru banii care vin de la furnizori de publicitate. Piața este foarte concurențială, noi nu prea vedem acolo probleme anume de natură concurențială. Dar... Problema pentru domeniu, da, pentru domeniul media, într-adevăr, el ar putea exista. Dar asta deja ține de, nu știu, de legislatori, dacă ei vor să facă ceva. Dar iarăși, problema aceasta, ea există nu doar în Republica Moldova. Noi vedem, în general, că tot domeniul este de media tradițional, fie asta televiziune sau ziare. Tot se plâng că media online presează sau pune presiune atât de mare că media tradiționale sau foarte multe din ele cumva duc riscul de chiar dispariție. Asta nu e doar specificul Republicii Moldova. Dar soluția, înțeleg că voi, adică Consiliul Concurenței, examinează asta pentru că sunteți după lege, dar sunt și alte, și mai ales că nu reglementăm prețuri, nu putem să stabilim anumite tarife, cumva piața se autoreglementează, ar trebui să fie așa. Dar volumii, dacă ați estimat, acum volumii de publicitate, cu cât a scăzut, de exemplu, în același media tradițională? Eu acum, dacă sincer, nu țin minte precis cifrele, ele se regăsesc ce noi am reușit să constatăm, iată, într-o perioadă foarte scurtă, pentru un studiu amplu de piață,
timpul acordat e foarte mic. Dar ceea ce noi am reușit să constatăm, toate cifrele acestea, ele sunt în raportul anual, care este plasat pe site-ul autorității, poate fi ușor găsit. Dar, într-adevăr, noi vedem tendința aceasta de, în primul rând, de micșorare a întregii piețe de publicitate, mai ales la când vorbim despre televiziune, și creșterea publicității online, deci volumul întreg de publicitate online. Să mai vorbim și despre distribuție de medicamente. Ați vorbit despre concentrare semnificativă. Eu n-am spus că nu am constatat vreo concentrare, am spus că există foarte multe discuții. Că semnale transmise. Da, se discută foarte des că această piață este destul de concentrată. Și iată, dacă se vorbește despre asta, prețuri la medicamente, înțelegem că nu reglementăm prețuri, dar totuși sunt foarte... Prețurile în Republica Moldova în mare parte sunt reglementate și adausările comerciale la medicamente sunt reglementate prin legislație, respectiv asta este una din cauzele din care noi nu avem multe medicamente în Republica Moldova. Pentru că foarte des unele companii străine, unii productori, companii farmaceutice spun că pentru noi, mai ales cu așa adausuri, pentru noi nu este interesant să intrăm pe piața Republicii Moldova cu produsele noastre. Și din cauza asta noi avem un număr limitat de medicamente în Moldova. Și asta duce la creștere sau poziționarea cu prețuri mai mari? În primul rând, asta duce la faptul că oamenii nu au acces la unele medicamente de care au nevoie. Ceea ce ține de reglementarea prețurilor, cum am spus, deci adausul, cel puțin la farmacie, el este reglementat. Deci, în comparație cu prețul de import și mai departe, deci toate adausurile, aceste adausuri, ele sunt reglementate. Altă problemă apare deja, sau ar putea apărea la nivel de achiziții publice, când companiile, fiecare companie care participă la aceste achiziții, vine cu propria ofertă. Dar soluții pentru aceasta sau asta mai mult poate chiar la Ministerul Economiei, Sănătății? Da, eu cred că aici ministerele respective trebuie să se uite, pentru că iarăși există două capete. Această reglementare a prețurilor care există, ea a fost introdusă cândva pentru a asigura consumatorii că o să aibă acces la medicamente la un preț rezonabil. Da, respectiv când orice preț este reglementat, mai mult decât prețul stabilit prin lege, nu mai poate fi stabilit de către companie. Dar în același timp, asta duce la altă problemă, la reducerea numărului total de medicamente disponibile pentru oameni și probabil că dacă aveți Facebook, periodic vedeți niște anunțuri sau cineva din cunoscuți care spune, iată, dacă cineva merge în țara acolo sau în România, în Ucraina, nu știu unde, dacă puteți să-mi aduceți niște medicamente. Asta, deci, problema cu două capete. Aici există riscul, dacă noi scoatem reglementarea, că o să crească prețurile, pentru că asta este riscul real, pe orice piață, chiar și la produse, apropo, petroliere. Dacă o să scoatem această plafonare care există azi, nu înseamnă că prețurile să meargă în jos. Ar putea, sau există riscul, că prețurile ar putea să crească. Fix același lucru există și, sau aceleași riscuri există și cu medicamente. Dar în același timp, oamenii sunt asigurați că există anumite prețuri cât de cât rezonabile. Dar asta duce la alte probleme. Despre lanțuri în agricultură, tot vreau să vă întreb din alt punct de vedere, pentru că aici reprezentanții asociației, de exemplu, Forța Fermierilor, de mai multe ori au vorbit despre un agent economic din Giurgiulești, de exemplu, care deține portul Giurgiulești. Există anumite, nu știu, investigații sau examinați anumite situații în care... Noi la moment nu avem investigații anume pe segmentul sau pe problema aceasta care se discută, dar anume aceste discuții a fost și motivul de ce noi am spus că iată anul acesta noi ne focusăm inclusiv și pe analiza acestei piațe. Deci piața produselor sau culturilor cerealiere și oleaginoase, să vedem, efectiv vorbim despre grâu, vorbim despre floarea soarelui, da, predominant. Trebuie să vedem care este în general structura acestei piețe, care este sau cum se controlează tot lanțul de distribuție, de la producere până la export. Să vedem dacă sau ce nivel de concentrare pe piață există iarăși pe tot lanțul, ca să venim cu anumite concluzii că
dacă vedem unele probleme, dacă aceste probleme sunt structurale și ar putea fi reglementate prin, nu știu, lege, ori acolo sunt unele semne de încălcare a legii concurenței și atunci noi putem iniția investigații. Așa anume, pentru acest scop, noi am inițiat acest studiu de piață. Dar nu ați primit plângeri oficiale din partea fermierilor, asociațiilor? Așa, oficial, noi pe probleme atât de sensibile, noi foarte rar primim plângeri. Și este a doua problemă, că chiar și dacă primim unele plângeri sau sesizări, de obicei în aceste plângeri sau în aceste documente sunt foarte, foarte puține informații care ne-ar permite să constatăm încălcări. Deci se invocă că, iată, este problemă X. Care numai nu că dictează prețurile pentru agricultori. Deci, de obicei, dacă și ajunge ceva, vreo sesizare la noi, ea e foarte generală, că este o problemă. Dar n-au încredere, înseamnă. Uneori, știți care e problema? Că să constatăm aceste încălcări este o sarcină foarte dificilă. Pentru că trebuie să avem probe. Noi nu putem să venim și spunem, nu mai puneți prețurile, iată, la acest nivel. În situația când prețurile nu sunt reglementate, noi nu suntem autoritatea care să vină și spună, prețul vostru este rău. Nu ne place. Da? Asta ar fi abuz din partea noastră. Da, există în legea concurenței sau în regulamentele cu privire chiar și la abuz de poziție dominantă o prevedere care spune că sunt interzise prețuri excesive. Dar nu există nicio metodologie foarte clară cum noi stabilim ce preț este excesiv sau ce preț este nerezonabil în condițiile actuale a pieței. Deci, chiar și la nivel internațional, sunt foarte și foarte puține cazuri. Unii economiști, chiar de renume mondială, pot să vă spun, sunt de părere că nu există așa noțiune ca preț excesiv. În situația, dacă există piață, piața singură o să stabilească acel nivel de preț. Într-adevăr, dacă vorbim despre anumite înțelegeri între companii, ca prețurile să fie menținute la un anumit nivel, acest lucru trebuie să fie dovedit prin probe. Noi nu putem să ne bazăm doar pe faptul că prețurile sunt mici și asta să ne permită să constatăm că există cartel. În nicio instanță de judecată, astfel de decizie nu o să fie menținută. Trebuie să fie probe foarte clare că există această înțelegere. Ceea ce este o sarcină extrem de dificilă. Mai vreau să vă întreb, știu că va fi o întrebare adresată așa, din partea mai multor oameni care se plâng pe prețuri mari și evident am avut aceste crize energetice care au cauzat și inflația record în țara noastră, dar acum parcă avem la nivel de 5% deja atât de mult, dar prețurile nu au scăzut. Știu că dumneavoastră sunteți un jurist, dar oricum reprezentant în instituție care se ocupă de economie sau reglementare. Foarte puțini economiști care sunt acum, apropo, la Consiliu. Dar influențează deciziile voastre, foarte mult influențează în mare parte procese economice. Înțeleg că nu ne propunem acum reglementarea sau plafonarea prețurilor absolut la tot, dar totuși, la anumite servicii și dacă este un ceva logică în faptul că oamenii se întreabă prețurile cândva au fost foarte mari, când a fost 30 de lei gaz metru cub și acum totuși a scăzut, ar trebui să fie... Nu. Când vorbim de tarife la energie, totuși aceste tarife sunt reglementate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Da? Deci avem o agenție specializată care însarcină căreia și intră analiza costurilor, analiza tarifelor și stabilirea acestor tarife pentru consumatori. Aici noi nu putem să intervenim și, în general, noi, ca autoritate de concurență, noi nu putem să, cum am spus, noi nu suntem regulatori sau reglementatori de prețuri. Noi nu avem dreptul să indicăm ce preț trebuie să fie pentru un anumit produs sau pentru un anumit serviciu. Dar eu vorbesc mai mult despre cei care consumă aceste resurse energetice și formează prețurile la serviciile sau marfă pe care le vrează pe piață, reșind din majorarea acestor prețuri. Și iată, aici avem nevoie poate de un mecanism. Acum nu există, înțeleg, la nivel de legislație, dar cumva să fie anumit control cât de corect sunt aplicate anumite prețuri. Sau, în general, piața se autoreglementează și abuzurile sunt practic excluse. Deci, pe partea care este reglementată de către ANRE, deci asta este atribuția lor exclusivă, dacă vorbim despre piața liberă, într-adevăr,
Principiul de bază a unei economii de piață spune că piața va regla toate problemele de prețuri și prețul eventual o să fie stabilit la acel nivel care este dictat de această piață. Bun, în situația unei piețe mici, când există foarte puțini concurenți, da, aceasta poate duce la prețuri mai mari, ar putea duce la unele înțelegeri sau ar putea duce la abuzuri de poziție dominantă din partea acestor companii mari sau chiar și din partea monopoliștilor, dacă e cazul. În situația în care noi vedem semne că o companie dominantă abuzează de această poziție, de puterea ei economică și impune niște prețuri excesiv de mari, într-adevăr, noi putem să venim cu investigații. Dar, cum am spus, este foarte greu de stabilit ce înseamnă un preț excesiv. Deci, adaosul de 10-15% e mare, dar 20% e mare, dar 30%, care trebuie să fie adaosul ca noi să constatăm că el e prea mare, că el e excesiv și respectiv constituie abuz de poziție dominantă. Iată, astfel de criterii, ele nu există nicăieri. Și cum am spus, unii în general nu recunosc astfel de încălcare ca preț excesiv într-o piață, într-o economie de piață. Înțeleg. Și vreau să vă întreb la final despre procesele de integrare europeană, mai ales cei ce vizează, evident, Consiliul Concurenței, prin ce proceduri, modificări, poate solicitări de anumite modificări la nivel de legislație veți trece, adică instituții pe care o conduceți? Deci anul trecut noi... Deci la noi a fost modificată legea concurenței și în mare parte legea concurenței la noi este aliniată cu prevederile europene. Cu unele excepții, unele prevederi o să intre în vigoare doar peste 3 ani, dar în mare parte legea noastră de concurență este bazată fix pe aceleași reguli care există și în Uniunea Europeană. Acum noi lucrăm foarte mult la alinierea cadrului secundar, adică la diferite regulamente, deci preluăm actele europene și le implementăm în Republica Moldova. O mare parte din aceste prevederi europene deja există la noi, deci plus minus noi putem spune că cel puțin cadrul de bază legal în domeniul concurenței la noi este aliniat deja cu legislația europeană. Dar există o mulțime de diferite comunicări, ghidări, orientări ale Comisiei Europene care trebuie să fie transpuse în legislația noastră. Sunt unele regulamente, unele directive. Acest proces este foarte dificil, el consumă resurse foarte mari. Deci, în primul rând, vorbim despre resurse umane care trebuie să fie alocate pentru această sarcină. Dar, mă rog, asta este un proces absolut necesar. Eu chiar cred că unica soluție pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova este aderarea la piața comună. Eu nu vreau să vorbesc despre niciun argument politic. Noi suntem organizația, da, autoritate apolitică. Noi nu avem dreptul să ne implicăm în orice activități politice. Dar, din perspectiva dezvoltării economice, eu cred că noi nu avem altă soluție decât iată, accesarea acestei piețe mari, pentru că altfel noi nu vom primi niciodată aici investitori mari care să fie interesați să vină să lucreze doar în Republica Moldova. În situația când noi suntem foarte mici și nu avem acces liber pe alte piețe care sunt mult mai mari și care ar reprezenta interes pentru investitori. Și la final înțeleg că mai mult agenții economici se adresează la Consiliul Concurenței când drepturile lor sunt vizate. Predominant, da, pentru că când e vorba despre drepturile consumatorilor, noi avem instituții aparte care se ocupă nemijlocit cu cazuri individuale de încălcare a drepturilor consumatorilor. Și totuși vreau să întreb, pentru că ați vorbit că sunt multe cazuri care noi înțelegem că ceva nu este în regulă, dar nu avem adresări sau sesizări oficiale după care puteți să porniți. Ce trebuie să cunoască oamenii sau mai ales agenții economici care simt că drepturile lor sau situația în care se află nu este una corectă și trebuie să se adreseze la Consiliul Concurenței? Cum pot să facă acest lucru? Bun, deci oricine care consideră că există orice fel de încălcări, fie cineva s-a înțeles cu cineva sau există unele abuzuri pe piață, are posibilitatea, poate chiar nu să depună o plângere, dar să ne sesizeze și să ne explice care este problema, unde ea există și preferabil să vină și cu anumite informații de bază cu care noi vom putea să lucrăm. Pentru că despre probleme generale noi
noi le cunoaștem în mare parte, pentru că încercăm să urmărim și discuții publice în diferite domenii, dar problema de fiecare dată nu în constatarea existenței unei probleme. Noi trebuie să venim ca noi să emitem orice decizie de încălcare a legii concurenței, ea trebuie să fie bazată pe probe. Noi nu putem să stabilim încălcarea doar pe faptul că există la două, trei companii același preț pentru același produs. Probele aceste, colectarea acestor probe este o provocare foarte mare și, apropo, și la Parlament am vorbit că noi avem nevoie inclusiv și de unele softuri specializate și acum discutăm cu unii parteneri de dezvoltare ca să procurăm aceste softuri specializate pe care noi vom putea să le utilizăm și în cadrul inspecțiilor desfășurate de către Consiliu. Înțeles. Domnule Chirțescu, vă mulțumesc foarte mult că ați participat la emisiunea noastră și vă mai așteptăm și la alte ediții, ca să vorbim și despre alte subiecte. Mulțumesc pentru invitație. Eu sunt, cum am spus, deschis pentru discuții, pentru orice dezbateri. Mersi pentru invitație. Vă mulțumesc și eu, doamnelor și domnilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi și numai bine.